pe grup să vadă și face ceva. Acum stai mers fără pe mai lichidă. Și mere live, nu? Da, am făcut ceva în Germania, așa zic că nu. Dar acum ai...
Și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democrate ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Deci noi nu mai trăim în comunism. Nu aveți de ce să vă fie frică, avem tot dreptul să ne spunem părerea. Și vă invit la microfon pe fiecare care are ceva de spus în legătură cu ce se întâmplă. Domnilor și doamnelor acestui oraș Sebeș, încă nu ne-am adunat cât trebuie să ne adunăm. Dar gândiți-vă dumneavoastră ce se întâmplă la noi peste 10 ani.
dacă nu luăm toți asupra acestor oameni care au venit în divizia ăștia ce ne otrăvesc, otrăvește terenul, iarba, animalele mănâncă iarba și noi bem laptele, ne otrăvim. Asta e moarte lentă, dar sigură. Dar nu ne dăm seama ce se poate întâmpla pe parcurs. Un nepot de-al meu de 23 de ani din Cocălnicianul, nu-i dau numele, stătea în blocul 26, avea 23 de ani, a murit și din cauza cancerului. Asta e treaba la noi. Dar noi nu suntem uniți cum sunt ăștia din Grecia. Să fim toți uniți. Numai unii merg în față și ăștia la-n rămân înapoi. Păi asta trebuie să fim noi unitate, nu primarii. Noi, ăștia care ducem în cazul în orașul ăsta. Și asta e treaba lui domnul director, să fie rușine la domnul director de la Cernopânul ăsta, de la noi din Sebeș, calcuma n-ai cum să-i zici, îi spune ce căuta moții aici. Uite, domnule, de ce o vin moții? Să ne ajute că-s români, dar el o vin din altă țară să ne omoare. Dacă eram noi în Austria, ce făceam? În două zile eram afară. Asta-i, vă mulțumesc mult! Vreau să vă spun că nu-i de glumă. Nu-i de glumă. Am avut 4 prietene. În 4 ani s-au dus toate. Una de cancer la sân, două de plămâni, alta au făcut infarct. Dar cele cu cancer la plămâni și cu cancerul la sân nu s-au îmbolnăvit de trai bun. Și vreau să vă mai spun apropo de moți. Strigă Ian cu toiul nopții. Să nu vă jucați cu moții, că nu știți cât pot să îndure și pun mâna pe săcure. Noi credem în Dumnezeu, n-am făcut la nimeni rău. Dar din oameni buni ce am fost, ăștia mi-au luat de proști. Suntem tratați, îmi pare rău, trebuie să recunoaște și noastră, că după cum s-au luat și s-au derulat lucrurile, suntem tratați ca cei din lumea a treia. Mulțumesc! Da, într-adevăr avem o foarte mare problemă aici din cauza poluării. Albinele mor pe capete, toată poluarea asta care se extinde în aer este adusă înapoi în jos de ploaie, albinele culeg prin rouă și automat se îmbolnăvesc și mor. Avem o problemă foarte mare. Foarte multe stupine s-au dus, pur și simplu. Iar vorba lui Einstein, când albinele vor dispărea, omenirea vom mai trăi doar 4 ani. Mulțumesc! Și vreau să vă mulțumesc că ați venit în continuare alături de noi. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru numărul foarte mare pentru semnături. Am trimis petiția către președinte această săptămână, dar dacă mai sunt persoane care doresc să semneze în continuare petiția, pot să o facă, deoarece intenționăm să o trimitem și la Parlamentul European. Bravo! Să ne prezentăm în fața prefectului de Alba cu dovezi în ceea ce privește studiul de impact asupra sănătății. Cronoșpan ne-a chemat, dar în condițiile în care domnul prefect nici măcar nu știa de această întâlnire. La prefectul lor,
Iar instituția statului, prefectura nici măcar nu are rol de mediator. Luni vă chema, luni. Luni a chemat. Dar a fost întâlnire la prefectura de Alba și primăria Sebeș, unde reprezentanții companiei nu au avut nici măcar o lămurire să ne ofere cu privire la activitatea pe care o desfășoară, iar la primăria Sebeș efectiv au părăsit sala, susținând că sunt prezenți persoane care nu au studii de specialitate. O să vă dau imediat microfonul să vorbiți și dumneavoastră. Da, ce dovezi vor să ducem din moment ce oamenii mor de cancer, albinele mor, ce alte dovezi mai vor? Plus noaptea nu se poate respira. Ce dovezi vor de la noi? De asemenea, în incintea fabricii sunt stocate cantități uriașe de substanțe chimice periculoase, precum formaldehida, metanolul, melamina, benzină, motorină, substanțe inflamatorii care ne duc cu gândul că Sebeșul stă lângă o bombă chimică. Exact, acesta este un drept al nostru. Nu trebuie să ne rugăm de instituții ca să putem să respirăm. Suntem într-un stat democratic. De aceea trebuie să ieșim în continuare, să fim uniți. Împreună putem să reușim. Coșa afară, aia. E prost cum ne contaminează și ei. Și ne simțim prost cum vede că prietenii noștri stau în spital. Dar eu când am stat cu bunica mea în spital și vedeam copiii zonații cu suferă de șanțe. Da, e realitate. Da, asta este realitatea Sebeșului din păcate. Ei, dacă iați la primi dimineața, că nu pot respira, să vadă cum ne simțim noi dacă ieșim pe stradă să cumpărăm ceva, să vadă cum ne simțim fără aer, săracii de noi putem muri. Bravo! Astea sunt dovezile care le așteaptă ei. Și copiii sunt nevinovați. Noi trebuie să luptăm pentru copii. Suntem părinți, copiii nu ne poate apăra. Că avem copii acasă. Dacă vrea să mai ia cineva cuvântul. Vrem să trăim, ca să ne vedem și noi nepoții care avem copii. De ce nu ieșiți în stradă? Eu aș dori să întreb instituțiile statului. Cine a dat voie prima dată să facă combinatul aici? Că a fost în câteva județe și nu i-a dat voie numai aici la Păștii din Sebeș. Cine este acel mare mafiot care a dat voie să facă combinatul? Și să fie tras la răspundere cum va fi tras și Iliescu, domnule. Că a distrus toată economia țării. Acum a distrus de ce agricultură. Au ajuns o fertă de grâu la 7 lei, la 8 lei. Un pachet de țigări 15 lei, 16 lei, te duci, uite. Un kg de motorină e 6 lei. Trebuie să duci 2 kg de motorină să poți să ai. Să iei la fertă de ceva. Unde am ajuns, domnilor? Unde am ajuns? Pune mâna, cum a spus Iancu, pe topare și pe toți care ne-a condus de 25 ani, ne-a condus asta țară. E primul tovarășul Iliescu. Criminalul! E tovarășul Iliescu! Eu vă întreb de dumneavoastră, ce înseamnă PSD? Să-mi spune ce înseamnă PSD? Partidul Siguriștilor, toți cu tui probleme, domnule! Îs toți doctori, îs toți avocați, îs toți... De pari, domnule! Da, domnule, îs toți, nu știu cine i-a făcut! Cine i-a făcut? Năstase i-a făcut, domnule, ce Iliescu! Ascultați de mine! Da, tot comuniștii! Da! Să vină să-i controleze cum a făcut din școli, stăți, te duci în primăria Sebeș, că-s toți juriști, că-s toți procurori, că-s toți cutare, doctori, eu nu știu cum.
să fie ca la Ploiești, controlați și băgați. Cine dă din Ploiești, domnule? Profesor jurist, secretar, da, domnule, secretar e jurist, recutor. Păi, domnule, când a făcut școala? Și pe strada mea, sunt un 2-3 și-o dat acolo și sunt avocați, domnule, sunt diplomați, domnule. Așa ceva n-am putut vedea. Mi-a făcut școala de hoți, de mafioți, n-am făcut eu, de cuvântul meu. Noi ne strângem de atâta timp aici, dar la primărie nu se gândește nimeni, adică în campania electorală veniți cu noi, toți după noi. Ei unde sunt acum? De atâta timp. Unde sunt? Din 2000, din 2000, cine conduce Sebeșul? PSD-ul! Cine, domnule, PSD-ul! Dacă vă spun, am acte, s-a schimbat teren, intravenant, cu tren intravilant, la același preț, i-am arătat banii. Băi, omule, 100 de euro, e 100 de lei? E dat pe terenul ăla. Vă spun, dragii mei, a făcut 100 de mii de euro într-un an. Dar doamna care, bunicuța diviniș, a făcut numai 10 fel de euro. Cetățeni care a stat 50 de ani în locuințele, care au plecat sașii. Și după 50 de ani, acum 2000 și ceva, când și-a depus ăsta, zice, nu că deja este vândut, la cutare, la cutare, vă aduc oameni, vieță oameni. Deci acum ce trebuie să plătesc impozit, să plătesc chirie la cutare și la cutare, la doctorul cutare și la... Așa se întâmplă în România, domnule, mafie, aici gândesc că nu este. Nu știu de ce nu vine și la noi un tsunami. Ce e? Care, domnule, aici? Tsunami? Să vină controle și la primăria din Sebeș, sunt foarte multe legalități și prea puțină lume stă să uită și la televizor și ne arată cu degetul cine e X, cine e Y să vorbească. Uitați-vă în stânga, în dreapta. Suntem oameni simpli, ne cunoaștem trecutul, n-am făcut nimic ilegal, cum au făcut ei, să știu care, dar uitați-vă în jur, multă lume ar vrea să spună ceva, dar nu-și asumă răspunderea. Pentru că au un magazin, un exemplu, în centru, mâine o să vină controle pe ei. Asta suntem, oameni cu frică, nu de Dumnezeu numai, frică de cei care fură și continuă. Domnilor de la Sebeș, și-a spus la un domn procuror, domnule procuror, dați-mi mie 5 milioane de euro și fac 3 ani de pușcărie zi la zi, domnule! Dați 5 milioane de euro, domnule! Să audă tot! Deci ai 16 milioane de euro, 20... Deci dau pături, nu știu cum. Păi ăștia trebuie condamnați la 20-25 de ani și confiscată tot averea, domnule. A distrus toată economia țării, domnule! Și acasă și întâlnește o prietenă și face un copil, domnule. Ați văzut așa ceva? Din pușcărie vine o zi și face un copil, domnule. Așa ceva. Asta-i pușcăria din ziua de azi. Pe timpul lui Ceaușescu îi ducea la lucru, la muncă. Dacă vrea să scapă. Nu-i domnule să faci ce? Îți prea multe pușcărie, mai fără două pușcărie. Și de, auzi, exemplu de la 25 de ani cu sus. Da, poftiți! Mulți tineri din orașul Sebeș vor să lucreze. Exemplu sunt eu singur. Vorbesc în numele meu. Șpagă. Deci dacă nu ai oameni, persoane, și nu pui ceva în plic, nu-ți primești un loc de muncă. Ăsta este Sebeșul. Poate să le fie rușine la mulți care au făcut așa ceva. Când le-am spus direct la telefon anumite chestii, m-au sunat la telefon. Știți, domnul X,
Am făcut o reevaluare. Mulțumesc frumos. Nu mai vreau postul dumneavoastră. Nu suntem condamnați ca să fim slugile altora, dar nu avem ce face. Jos cu Cronoșpanu! Cetățeni din Sebeș care încă mai aveți curajul să ieșiți în stradă. Vă mulțumesc foarte mult! Să știți că în momentul în care vom fi puțini, vor tăvărâ pe noi. Acești copii minunați de la Prima Natură și la grupul de inițiativă civică sunt amenințați. Noi venim la acest protest, dar plecăm acasă și ei rămân singuri. Din acest motiv ne-am gândit să facem un grup de sprijin al acestei mișcări, format din oameni reprezentativi ai orașului Sebeș. Oameni competenți în cariera lor, oameni morali, oameni cinstiți și mai mult decât atât, oameni curajoși, oameni neșantajabili. Din acest motiv am propus pe Facebook, nu știu cât știți acest lucru, să facem 3 propuneri de oameni în care noi avem încredere și cei care obțin cele mai multe nominalizări, să mergem la ei să le propunem să facă parte din acest grup. Este greu să găsim 9 oameni cinstiți care să ne sprijine. Ce spuneți? Dacă vreți să faceți propuneri, avem bilețele și pixuri și o urnă, puteți să băgați în urnă propunerea dumneavoastră, iar noi vom merge la ei să le spunem că suntem serioși, suntem determinați și să vină alături de noi. Avem nevoie de oameni care să înțeleagă ceea ce spun cei cu acele studii, cu toate problemele tehnice care ni le pun în față. În orice caz, un studiu nu poate să țină loc de aer curat. De ce ne tot dau cu studiu? Că au studiu și... Pe ce eșantion s-a făcut studiu? La ce populație? Dacă este din 2007, nu mai este valabil. Legea mediului s-a schimbat de 2 ori până atunci și trebuie să-și reînnoiască toate aceste studii și avize pe care le au. Noi acum ieșim pentru formaldehidă, dar să știți că aici, la aceste 2 fabrici, la Cronoșpan și la Holz Industrii, se toacă pădurea noastră. Nu mai avem copaci, nu mai avem păduri. Avem parlamentari! Avem moți! Cei care i-au blamat pe moți că au venit aici, oamenii văd cum ni se duc pădurile către Cronoșpan și către Holz Industrii. Ei spuneau că doar copaci bolnavi, copaci mai bătrâni de 100 de ani, dar eu locuiesc aproape și văd, îmi vine să plâng când văd copaci tineri și sănătoși tăiați și aduși la tocat. De aceea vreau să vă fac un anunț. De săptămâna viitoare, după protest, vom monitoriza intrările de lemn în Sebeș, camioanele care merg la Cronoșpan și la Holz Industrii. Vom avea 3 puncte de monitorizare. De pază, vrem să facem pază 24 de ore din 24. Se vor da telefoane la 112 și vom vedea care marfă este legală și care ilegală. Bravo! Nu trebuie doar să mă aplaudați. Trebuie să vă alăturați. Avem nevoie de voluntari,
nu vor putea sta 24 de ore din 24. Pentru început, avem oameni care merg să vadă ce mașini intră și ce se întâmplă. Dar trebuie să fie înlocuiți, că nu vor rezista. Dacă vreți să fiți voluntari, să faceți parte din acest grup, vă rog să veniți la mine și să-mi dați datele de contact. Să vedem dacă aveți curajul. Bine, doamne! Poliția locală! Acei 9 oameni pe care vrem să-i avem ca sprijin pentru mișcarea noastră, trebuie să vină și să... De exemplu, acești tineri au fost chemați ca niște inculpați, numitul și numita să se prezinte la prefectură la ora 10. De când prefectura este locul de întâlnire al Cronoșpanului? Au cumva mirează sala acolo? Se spune că s-ar putea după bani și după popularitate. Eu nu cred că așa arată niște oameni care iau bani, ca și ei, care merg cu autobuzul, nici măcar o mașină nu au a lor. Deci, dacă credeți că aveți propuneri și ați venit cu bilețele, avem urna. Dacă nu, vă dau hârtie și pix să scrieți. Dacă nici așa nu putem pentru că vom pierde timp, voi veni și duminica viitoare cu urna și atunci toți să fiți pregătiți. Și nu-i lăsați pe cei care au venit până acum și stau acasă. Unde sunt? De ce ne lasă singuri? Așa se va întâmpla și cu tinerii ăștia. Când o să ia poate, știu eu cine, poliția sau o să le ceară daune. Noi o să ne împrăștim ca potârnicile și o să-i lăsăm singuri. Nu se poate, trebuie să arătăm că suntem serioși și avem oameni de vază în Sebeș care vor să se implice. Mulțumesc! Este o mare rușine că instituțiile statului care trebuie să plătiți din banii noștri nu-ți fac datoria. Toate instituțiile statului nu-ți fac datoria. Semnează statul de plată și treaba merge înainte pe suportul nostru. Noi nu avem legitimitate să controlăm camioane, dar instituțiile statului să-ți facă datoria. O să apelez și nu o să apelez. Stimați cetățenii Sebeșului, multă lume se poate nu vă cunoaște. Cum mă numesc eu, domnule? Giovanni, domnule! Dar vă spun ceva! Se poate nu mă credeți! Din 2000 o lupt cu mafia, domnule! Că n-au dus să le dau bani să intre în autogară! Că spun, domnule, dar eu nu intru în autogară! N-am voie să folosesc nici stațiile, cu toate! Dar vă mai spui ceva! S-au adunat în 2009, eu vă spun de propria răspundere, m-a dus la 3 firme. Atracid, Aralans și Liviu Dare. 100.000 de euro în 2009 de la 3 firme că intră în autogară. Câte firme intră în autogară? Câte, domnule? Și unde-s banii aia? Vă spune dacă nu, spuneți dumneavoastră. S-a mai dat un teren de 2500 schimb. Alba neagă, ca să mașinile de la Cornășman care vine cu lemne să parcheze acolo. Și-a mai luat 100.000 de euro pe an. Unde-s banii aia, domnule? Îs mulți apuseni, dacă știți. Până în 2009, care îmi spune, uite, acum ai dat 100 de euro. Cum se numea? Hotelul ultimul pe partea dreaptă de la Reșeni. Până în 2009, când punea asta în vina. Uite aici, nu vreau să dau amănunte prea multe, dar cred că se vede la ce firmă lucrez și dacă voi fi identificat, o să fiu dat afară de la servici, dar mai bine șomer decât copiii noștri
să moare bolnav de cancer. Și dumneavoastră, la fel. O să fiu fotografiat, o să fiu amprentat, o să fiu dat în judecată. Dar aș vrea să vă spun un secret din interior. Cred că ceva măsuri s-au luat de la Agenția de Protecție a Mediului, de la Garda de Mediu. Cred că s-a implicat foarte mult primăria, pentru că firma Cronospan a pus la coșurile acelea, care le vedeți acolo pe panourile respective, care la furnalele acelea au pus plase pentru țințari, să nu mai polueze. Deci un prim pas s-a făcut din partea lor. Dar noi luptăm în continuare pentru a opri punerea în funcțiune a noi fabrici de formaldehidă care produce cancer. Construită, gata, nu mai trebuie. Și vă mai anunț ceva, suntem mai puține aici pentru că oamenii au fost dezinformați. Li s-a spus așa, uite că s-au luat măsuri cu coșurile acelea, cu plasa pentru tentare. Dar o să fiu primul care o să iau o măsură și o să declar greva foamei în fața firmei Cronospan. Suntem alături la televizor. Sunt sigur că lângă mine se vor mai alătura foarte mulți oameni. Și numai așa putem să-i oprim. Vă mulțumesc! Înainte să plecăm, v-aș lucra să-l invocăm și pe bunul Dumnezeu și să zicem un sfânt Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, să-ți numele tău, vie împărăția ta, facă-ți voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Să ne ajute Dumnezeu! Duminica viitoare, la ora 2, ne întâlnim aici în parcul primăriei. În toată luna februarie, în fiecare duminică o să avem câte un protest. Bravo! Afară, cu Cronos bani din țară! Afară, cu Cronos bani din țară!
Casa, 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 casa
Thank you.
Thank you.
afară! 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 Cu prană și pară și pară! Afară! Afară! Cu prană și pară și pară! Thank you.
Afară! 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 Coprană spadii țară! Afară! Afară! Coprană spadii țară! Ieșiți din casă! Dacă vă pasă! 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 Ieșiți din casă! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Doar pe România! Uniți! Doar pe România! Uniți! Doar pe